Am o față și am dormit mai mult de zi și că am petrecut cine știe cât azi noapte. Dar nu, nu am petrecut foarte mult. Aici n-am băut alcool. De fapt, bă, nu am luat câteva burte pe de la Alex pentru că mi-era poftă. Astăzi avem un shooting ce facem cu o pictură pe burtică, o să fie interesant. Pentru canal de. Și la 12 am acupunctură. Am mai făcut eu acupunctură acum mulți ani. Nu știu dacă mai țineți voi minte, dar mie mi-a plăcut foarte mult, m-am simțit foarte bine și am zis acum să mă duc iar. Apar începe să iasă soarele, poate, maybe, dacă ar vrea și el, ar fi foarte drăguț, că nu mai vreau. Aseară încep să plouă urât de tot. Nu mai vreau ploaie. Chiar nu mai vreau ploaie. Nu înțeleg de ce cățelușa asta tremură în continuu. Mama, de ce tremuri? Da, iubire! De ce tremură, fată? Oh, așa că eu îmi voi încerca să-mi trezesc organismul. Dacă mi se pare că sunt bronzată, este pentru că m-am dat aseară cu autobronzant și încă nu mi-am făcut dușul și arată încă puțin aerea. Trebuie să-mi fac dușul. Am stat aseară până la... Băi! Am stat aseară până la... Două noaptea să editez, dar am reușit să pun clipul, ceea ce este foarte bine, asta este tot ce îmi doream de la viață. Am apucat chiar să fac poza de concurs, pentru că săptămâna aceasta avem un concurs, un premiu în fiecare zi pe Instagram. Și aseară am pus chiar două concursuri, că am mai făcut și cu Costin și Roxana un concurs. Acum trebuie să fac poza pentru al doilea concurs, să aleg câștigătoarea pentru concursul de ieri. Și o să încerc pe cât posibil să fac cât mai des chestia asta cu un concurs pe zi. Mi-am făcut și o cafeluță, m-am trezit, n-am putut să mă trezesc foarte devreme azi. Am încercat, dar nu am putut. Și ar trebui să filmez astăzi un clip. Și să vedem dacă mi iese sau nu. Și după aceea avem acupunctură, după aceea avem un eveniment, după aceea avem un tasting la Flying Pig cu fetele. Să fie azi e zi de și trebuie tot ce am de editat și de făcut să fac până plec. Bună ziua! Voiam să vă zic că, unul la mână, trebuie să pornesc motorul pentru că este atât de cald în mașină încât o să leșin. Așa, păi, astăzi am filmat acest look Fenty cu fundul de ten Fenty și facem și un first impression, gen să vedem cum se comportă așa pe timpul zilei și cât de mult devin uleioasă, cât de mult se menține mat și așa mai departe. După care am fost la acupunctură și acupunctura merge foarte, foarte bine, mă simt super bine, mă simt absolut genial. Abia aștept și mâine am. Am făcut 3 zile la rând pentru că joi și vineri nu o să fie un oraș și pentru că altfel aș fi făcut o zi, da, una nu. Începe să-mi placă acest look foarte bronzat. Chiar începe să-mi placă. Și acum mergem la un eveniment. Am stat până acum la Starbucks în Băneasa, dar am avut atât de multe de făcut, tocmai pentru că am fost mult timp plecată pe drumuri și aveam, trebuia să răspund la mail-uri, trebuia să fac niște chestii. Am reușit să-i fac și un story în clipul. Și acum mergem spre eveniment, de asta n-am filmat la Starbucks. Mergem spre eveniment, pe care avem un alt eveniment, pe care mergem acasă să mai edităm, pentru că aș vrea ca în această seară să postez un vlog și în rest nu știu ce să mai zic. Mi-ar plăcea la un moment dat, după ce mă mai liniștesc cu plecările astea și cu recuperatul vlogurilor, săptămâna asta ar trebui să ajungem la zi. Aș vrea după ce mă liniștesc cu vlogurile să am timp la un moment dat să găsesc un nou gen de intro și un nou mod de editare pentru vloguri. Dar până acum nu am găsit și încă am rămas la intro-ul vechi. Da, sper curând să am timp puțin, că am nevoie să stau așa puțin în fața calculatorului, să testez cumva în programul de editare diverse lucruri și nu pot, adică până nu am câteva ore bune, libere, eventual o zi liberă în care să pot să stau să testez, nu am cum să găsesc un nou mod interesant, un intro nou pentru vloguri. Sunt semi-adormită. Nu trebuie o cafea, mi-am poftă de o cafea. Bun, am să vă las și
mă rog eveniment. Acum. Deci când îl jurăm pe YouTuber-ul ăla cu traficul în București, care s-a luat de prietena noastră, Manuela Lupașcu, care este o fată foarte bine crescută, care niciodată nu merge pe pista de biciclete, dar avea și eu o problemă de data aceea. Așa că nu mai fie atât de rău, da? Hai, gata, arată-o pe Manuela acum. Suntem aici la Flying Pig. Apucate. Și ai parcare în față, că e o problemă, ai parcare în față și tu știi că nu te... Băi, da, asta îmi place că au parcare în față și am venit așa super lejer. Am mâncat până acum, nu faci asta de bine. Am mâncat până acum de mi-a venit rău. Și mai e și un risotto aici bun, trufe, și cred că vreau și din ăla. Și am aici pe Manuela, îi pun mâna pe picior. Te doare? Nu. No. Mai aștept să-mi supăr așa. Știți că astăzi, după ce terminăm aici, ghiciți ce o să facem în seara asta. Exact, o să mergem să editam un vlog. Mi se pare foarte, foarte, foarte funny că editez acum vlogul, vă zic imediat care e, 23-29 aprilie. Și ziceam că zilele astea am editat în continuu și mi se pare de funny pentru că și săptămâna asta de când a început editez în continuu. Îmi dau seama că chiar am făcut niște cearcăne foarte urâte. Și asta este pentru că nu prea am mai dormit ultimele zile și dacă ai cam stat super târziu în fiecare zi să editez și după aia m-am trezit de vreme și tot așa. Și chiar simt că, vedeți? E, chiar arată nașpa cearcănele mele. Eu care nu prea am cearcăne de obicei, acum chiar am cearcăne. Bună dimineața! Din nou mi-am aplicat autobronzant, trebuie să mă duc să fac duș. Dar înainte să fac duș am vrut neapărat să postez un articol nou pe blog și anume o ținută nouă pe blog. Deci am aici tot ce trebuie să fac, chestii. E, și acum mergem să facem duș, să dăm stratul ăsta de autobronzant care stă aiurea, așa că și-a făcut treaba, m-a pigmentat bine. După care ne aranjăm, ne îmbrăcăm și mergem către un eveniment The Body Shop, după care mergem la acupunctură, după care mergem la manicură, după care ne întoarcem acasă să edităm și diseară mergem la film, la Deadpool cu Costin și Roxana și cu Alex, evident. Este premiera, sau avem premiera, sau nici nu știu. Și avem foarte multe de făcut azi și trebuia neapărat să fac acum chestia asta. Ah, și ce mai am de făcut astăzi este să fac o poză cu concursul, cu ce trebuie să vă eu vouă, să vă dau vouă. Guys, astăzi am venit direct, am ajuns la evenimentul The Body Shop. Vine mașina din spate, viteză. Mă rog, n-am ajuns încă la eveniment, o să ajungem imediat. Dacă aș găsi și unde este evenimentul, probabil că un pic în față. Da. Nu știu exact unde este, dar vedem acum. Guys, avem aici niște produse noi. Ce anume? Și o avem aici pe Alina care ne va explica. Te ascultăm în direct, live. Iogurt, 15 secunde și te poți îmbrăca. Bun. Simplu. Avem aici așa, avem variante cu moringa, căpșuni, migdale, mango, British Rose și știu că va veni și cocos, dar nu acum. La un moment dat. Te rog să aduni cocos, că nouă ne place foarte mult cocos. Cred că vă place cocos. O să vină și cocosul, să sperăm că nu trebuie să așteptăm foarte mult timp. Preferatul meu, de fapt nici nu cred că am un preferat. Aș putea să zic almond milk. Aș putea să zic moringa pentru parfum. Aolo, moringa e super. Mi-e greu să mă opresc la o singură aromă. A, și vreau să zic că am făcut un test pe mână și înainte de a mă da cu acest yogurt, body yogurt, aveam, stați că să stați vară fața mea. Stați. Ziceam că am făcut un test pe mână și înainte de a mă da cu body yogurt pe mână, aveam nivel de hidratare 19,4%, ceea ce nu era foarte bine. Și așa. Și imediat după aveam nivelul de hidratare al pielii de 55,9%. Adică, să știți, chiar intră foarte repede în piele. Moringa e preferatul meu și almond milk și cred că o să-mi placă și căpșuna și cred că și mango. Și căpșuna, mi-a fost delicios. Da? Da, n-am apucat să miros. Dar moringa e cea mai tare din punctul meu de vedere. Da, e cea mai. Adică moringa e... Special. Da. Bun. Să vă explic.
Astăzi am fost și eu la Beauty District și mi-am făcut unghiuțele. Este boss. Este. Da, sunt foarte mândră. Cred că o să mi le las să crească iar lungi. Nu știu, într-un fel mi-e puțin dor de unghii lungi. Asta e adevărul. Și acum editam clipul pentru canalul de engleză. În această seară... Așa, în acest îmi scria mama pentru că ea săracă, pentru că na, noi nu avem bucătărie, a gătit ea pentru că ție și mă întreba dacă îmi dă de mâncare acum pentru că ți-e doar pentru mâine dimineață, cu mine seara o să ia ea, că eu plec, sau să-mi dea toată mâncarea și mâine Alex când duce căței la ei mei, îi duce tot cu mâncare. În fine, irelevant. Și am cam editat clipul pentru canalul de engleză. Și noi în această seară o să mergem la... Care a făcut ce a făcut? Sunt cu căței aici. Și unul dintre ei a făcut ceva. Așa, și în această seară o să mergem la film la Deadpool. Mergem cu Cosin, cu Roxana și cu Florea. Cred că îl țineți minte pe Florea. În primul rând îl țineți minte pe Florea, cred, din vlogul trecut, că a fost cu noi la Burger Fest. Și am terminat de editat clipul, mai am să fac bagajul, mai am să încep să editez la clipul Fenty și na, să mai fac pe aici chestii. Mai am chestii de făcut, chiar mai am chestii de făcut, dar sunt foarte fericită că am reușit să editez clipul de engleză la timp și băi, ce să vă mai zic? Chiar mă țin de treabă. Bine, acum am pus și eu două clipuri. Adică o să pun și eu două clipuri pe engleză și zic că mă țin de treabă. Dar, sincer, la cât de dificil este și să filmez în engleză, în sensul că... De ce tremur, mami? În sensul că este dificil și pentru că... Na, totuși engleza nu e limba mea maternă și e un experiment ceea ce fac eu acum. Stilul de filmare este mai complicat, stilul de editare este mai complicat. Pe lângă faptul că oricum am deja 3 clipuri de postat pe săptămână pe canalul ăsta de română, am mai adăugat și unul de engleză, că vă dați seama că totuși este 4 zile din 7 eu am de filmat și de editat, să zicem, mă rog, de fapt am de filmat 7 din 7 și de editat și postat 4 din 7. În fine, ideea este că sunt foarte mândră că totuși este a doua săptămână în care am postat exact la timp și da, nu știu, sunt super, super happy. În orice caz, mi-am dat seama cheia filmatului, adică cheia postatului la timp, mai ales pe canalul de engleză, este să am materialul pregătit din timp. Nu știu, să-l filmez cu 3-4 zile înainte de ziua de miercuri, ca să am timp să intru puțin în el, să văd, să mă uit, să pot să editez. Adică și dacă editez foarte puțin într-o zi din el, cumva înainte filmam în ziua în care trebuia să postez și după aia rămâneam fără timp să editez, că se întâmplau alte chestii. Și mă sună Alex. Stați așa să vedem ce vrea Alex. Bine, hai nebani, dar să știi că eu sunt jumătate în pijama, adică na. Da, oricum eu. Da, și sunt foarte, foarte happy că se întâmplă asta. Totuși, ca să termin astăzi la timp și să-mi termin treaba, am să vă las acum și ne vom vedea. Erau ceva pe topul și nu știam ce e, un șurub, ca o rămâne șurub, da. Totuși, ca să reușesc și astăzi să mă laud cu faptul că am terminat totul la timp și tot ce aveam de făcut, ar fi foarte drăguț să vă las în acest moment și ne vedem mai încolo când oricum nu o să mai am ceva de făcut. Hai, am venit la film la Deadpool. Este foarte entuziasmat. M-a trebuit să oprim pentru că s-ar trebui să ia nenele noi. Bine,
guys, that am plecat în un mini trip cu L'Occitane la mare în Constanța. Dar ca de obicei se pare anul ăsta când încerc să ajung la mare, se întâmplă ceva și s-au anunțat furtuni. Tot a trecut un ninja, acum sunt furtuni. Dar ok, suntem aici cu toți fetele. Hello! Hello! Și pe Dea! Ce prezență! Tata și pe Raluca. Așa. Și am plecat aici și eu o să lucrez puțin pe drum pentru că trebuie să editez clipul Fenty. Și după aceea, nu știu, am anunțat deja pe toată lumea că suntem prezenți la baie. Sper să nu se supere pe mine. Guys, am ajuns în Constanța și suntem la magazinul L'Occitane din City Park. Și intrăm la marele eveniment aici. Eu trebuie să nu știu. Magazinul, fetele, televiziune, chestii, nebunii, scătare. Să vedem ce avem aici. Toată lumea filmează, toată lumea pozează. Toată lumea, ce faci? Tocmai mi-am închis. Nu, uitați aici vlogger, n-a vlogger. Păi toate avem camere la fel și am zis să... Da, tu te învei, asta că vreau și eu. Mai am, vreau să-ți mai dau? Da, trebuie să mai am pe acasă. Da, că mai am, iau la fetele de la Google. Vreau și dau și ție, că am luat mai multe, că m-am gândit eu, că mai pot. Hai să pupăm! Mi-ai lăsat ceva pe aici? Doar un contur super sexy. Mulțumesc! Bun, ce avem mișto pe aici? Manuela? Da, vreau să caută crema aia gel. Dar nu e, e foarte bună, crema gel din gama asta, da. Crema gel? Da! Ia uitați pe cine avem aici. Ce avem aici? Da, apropo, fetele, toate fetele au colorit din astea, ca un fel de... Ne-am vorbit. Uniformă, așa, uniformă era cuvântul. Dar ne-am vorbit. Uniformă. Nu e întâmplător, ne-am vorbit. Și cum e Sebastian Stan? Grimi. Ea a avut asta... onoarea să-l cunoască. Sebastian Stan. Dă Sebastian Stan. Da, am luat un interviu pentru ProTV. Nu mă ziceau, eu ție interviu la interviu cu Sebastian Stan. Da. Ca să înțelegeți, mi-e place foarte, foarte mult de Sebastian. Așa, deci vorbește așa, foarte bine. Da, vorbește foarte bine, deși a plecat de la 8 ani din România, pentru că și-a tot exersat, Română. Română cu mama lui. Ah, interesant. Ține foarte strânsă cu mama lui, cuvenește tot timpul. Și e la fel de frumos și în realitate. Da, da. Dar m-a impresionat, cu modestia lui, sincer. Guys, am ajuns și la Baccaro, aici în port, mâncăm. Bă, ce o să mergem, mamă, cum arată calamarul tău. Filmează și pentru mine și dăm și mie. Eu am uitat camera. V-ați apucat să și mâncați? Acum și eu. Iașa a cumpărat un calamar cu fructe de mare. Arată super. Și ne-am luat împreună o salată grecească. Și o să vine și mie caracatița. Și da, e pe drum și abia aștept să mănânc, Doamne, nu vă puteți imagina. Dacă am luat unul așa, fetelor, eu așa simt, nu? Mi-am luat așa un pic, există o somnolență în aer. Există, bravo, accentuată. Da. Deci, guys, trebuie să vă arăt camera drăguță în care stăm. Stăm într-un fel de bungalow aici. Și haideți să vă arăt cum intri. Uitați, aici este binevenit Laura Muciroaia, ce drăguț. Și asta este cămăruța, care e superbă. Practic toate camerele sunt la parter, așa, niște bungalow-uri. Stai să văd dacă pot să prind lumina. Da. Bun, avem aici geam uriaș, privire către privire. View cu piscina și cu restaurantul. Aici avem un cuier, să zicem zona de relaxare. Avem o suculentă mică care nu știu dacă e adevărată. Nu-mi dau seama dacă e adevărat sau e de plastic. E de plastic. Păcat, ar fi fost drăguț să fie adevărată. Avem aici super patul, care este un pat uriaș. Zona de birou, televizor, încă un geam și baia, unde evident că cei de la L'Occitane au avut grijă să găsim chestii super, super drăguțe. Și avem aici demachiant, esență, tot felul de produse drăguțe L'Occitane. Așa arată dușul. Iar aici, pe pat, eu acum văd că avem câteva chestii drăguțe din partea celor de la L'Occitane și avem aici o cremă. Aici nu știu ce este, o să vă arăt imediat.
Uitați cât de drăguțe sunt ele așa, sunt superbe. Sunt absolut superbe. Și acum am văzut, aici avem niște chestiuțe mici, drăguțe, un prosopel. Nevantai, doamne ce drăguțe sunt. Sunt foarte drăguțe, mi-e place geanta, în schimb, super mult. Sincer, chiar îmi doream o gentuță de genul. Foarte, foarte tare. Foarte drăguț. Și aici, ia uitați, mie mi se pare super tare că avem și o carte. Deci nu-mi vine să cred că ne-au dat o carte. E clar, în seara aceasta o să mă super relaxez. Adică chiar o să mă relaxez. Și sincer, uitați, vă promit acum pe blog oficial. Îmi place geamul ăla de acolo pentru că dă o lumină foarte bună pentru filmat. O să vă promit aici pe vlog că m-au inspirat cei de la L'Occitane să mă apuc de citit mai mult. Ideea care este, eu nu citesc foarte mult, ci de obicei stau pe YouTube pe tutoriale foarte mult. Mă uit foarte mult la tutoriale, mă uit la inspirație, dar cred că am să încep să citesc mai mult. Băi, cât de drăguț arată, foarte drăguț, îmi place super cum arată. Am să despachetez și eu, am să fac un dușuleț, o să mă pun, cred, sincer, să mă culc un pic și după aceea vreau să mă apuc de editat pentru că astăzi trebuie să postăm un clip nou și am înțeles că la ora 8 avem treabă. Nu știu exact ce facem, dar vedem. Gata, guys, m-am schimbat, m-am demachiat, am folosit produse hidratante pe față ca să las tenul să respire. Și ce vom face acum? Acum am dus un cappuccino la room service. Ce vom face acum? Păi să luăm acest găunel aici așa frumos și să ne apucăm de editat clipul de astăzi. Yes! Guys, am venit aici la masă și au zis ce e pe aici. Mă duc să îmi las eu telefonul la masa fetelor. Fetele mini. E liber aici? M-a primit și pe mine? Ah, mulțumesc, mulțumesc, ce fete drăguțe, uitați-vă. Doamne, la ce? Cum pare așa? Ah, ce par? În călduri? Nu pare. Am mâncat și acum am venit aici pe terasă, unde au organizat și aranjat ceva super, super drăguț. Și haideți să vă arăt ceva și mai tare. Am o Silvie în spate. Aici, la piscină. Știți ce ne-au organizat? Un cinema în aer liber. Ei, o să vizionăm un film. Stai lângă mine? Vorbim? Da. Șaturi. Eu teoretic nu am voie, doar dacă închid camera. Este 1 noaptea. Am terminat de editat, acum se face și clipul. Internetul în acest hotel, cel puțin în camera mea, nu vrea să funcționeze, așa că am să postez mâine dimineața la micul dejun. Mai am de făcut doar thumbnail-ul, teaserele o să le fac tot acum, o să stau să le fac. Și mâine doar o să trească să urc pe internet, să fac link-urile și către produse și ce mai trebuie făcut și atâta. Să mă culc și eu, pentru că aș vrea să mi se desumfle picioarele, pentru că mi s-au umflat în ultimul hal picioarele, în ultimul hal. Hei, îmi bipăie acest frumos vlog și îmi spune că Laura Mușoroi aveți că nu mai ai baterie la vlog. Deci va trebui să pun la încărcat și vlogul. Azi, astăzi a fost o zi foarte frumoasă, chiar a fost super, super tare aici, a fost foarte drăguț și cu filmul, afară, cinemaul, chiar a fost tare. Și deși eu am avut de editat și de muncit, să știți că într-un fel m-am relaxat pentru că am editat gen în alt mediu și gen am mai plecat, am mai ieșit și mie chestia asta îmi place foarte mult. Acum o să dorm așa într-un pat ăsta relaxant, mai dimineața o să-mi fac un duș din ala super spa și totul o să fie super ok. E greu să mă plec. Greuț, dar merge. Bun, deja bipă e prea tare asta, așa că am să vă las. Ne auzi de dimineață la micul de run. Bună, sunt Mariana. Tot găsesc modalități de cum să vă zic până dimineața. M-am trezit, m-am spălat, m-am îmbrăcat, nu m-am machiat, pentru că nu are sens să mă machiez de pe acum. Și vom merge la micul dejun. Și mergând la micul dejun, automat voi lua laptopul cu mine, că sunt puțin adormită în caz că nu vă dați seama. Voi lua micul dejun cu mine, laptopul cu mine, și voi posta clipul. Încă sunt puțin adormită, am încercat să mă trezesc de la 7 ca să fiu la 8, la micul dejun dar nu am reușit, așa că o să fiu la 8 jumate. Gata, guys, sunt pregătită.
de aici afară. Mi-e puțin așa, gen semisomnic. Mi se bate ochiul ăsta foarte tare. Probabil din cauza somnului, cel mai probabil. Și ce mai vreau eu să vă zic? Fetele au ieșit la poze și acum aș vrea să mă ies și eu la poze, să mă să fac câteva poze drăguțe. Și cam atâta. Cam asta este ce aveam de zis. Am ajuns și pe plajă și este cel mai tare sentiment posibil. E minunat, e plajă goală. Am stat așa un pic la soare, m-am cumva cu picioarele prin apă. Trebuie să mergem spre hotel pentru că este timpul să plecăm acasă. Papucii de aici. Și este foarte posibil ca weekendul următor să plecăm oricum la plajă în Bulgaria cu părinții mei, părinții lui Alex și Alex. Evident că și Alex. Și doamne, uite ce frumos se vede acolo în spate, mare. Mânca ori mama pe ea. Ah, ce mult îmi place la mare. Guys, dacă vă era dor de mine la acest birou, să știți că am revenit la biroul meu și l-a editat. Acum mă uitam pe mini planul meu aici ca să văd ce mai am de făcut astăzi. Mai am ceva de făcut. Da, trebuie să fac o poză pe care să o trimit. Neața, guys, uitați, așa ne petrecem noi dimineața împreună la cafea. Hit it. Da, o să mergem la Maison de Crep, ne-am trezit foarte târziu astăzi. O să fac ceva cu acest păr care... Au! Au! Și la mine sună prost! Revenim când avem și noi o față mai. Eu am mereu față mai. Plec la o întâlnire cu Alexandra, cred că mai țineți minte din vlogurile mele vechi, vechi, vechi. Plecăm, hai că ne întâlnim la o cafea ca fetele. Și să nu uit eu exact. Pregătisem aici niște produse pe care să mi le pun în geantă și pe care să nu le uit să le iau cu mine, pentru că după va veni Alex să mă ia din oraș și mergem să facem poze de ținută, pentru că trebuie să mai pozăm și noi o ținută pentru ce-mi place când e veceu acolo în spate, așa parcă e un selfie de la baie. Trebuie să mai pozăm ținute pentru mami style și mami chestii. Și ținuta mea de astăzi este asta, mă rog, vedeți burtă în jumătate de cadru, doar că nu o să am acești Adidas, ci voi avea niște sandaluțe drăguțe, că e mai de vară așa. Ținuta plus o pălărie plus o altă geantă, dar mergând pe jos îmi iau Adidas și vine Alex cu celelalte hăinuțe, păr natural, lăsat să se usuce natural. Și cam asta. Trebuie să mă grăbesc, o să întârzi și o să mă omoare Alexandra. Deci fiți atenți, noi acum îmi face poze în timp ce vloguiesc. Ce e foarte drăguț, că în același timp chiar vloguiesc. Super, ia uitați. Aici. Încă nu ne-am mai văzut. Femeia asta umblă prin lume. De nebună, e muncitoare. Așa tine, mă, Laura, ca și tine. Da, da. Doamne, ce față am să vede când m-am machiat. Hai tocmai schimbă. Aseară a băut și a două cocktailuri. Da, și de și nu o caut astăzi și ne dădeam seama că, bă, am îmbătrânit, nu mai ducem ca pe vremuri să bem. Mai țin de tinerețile noastre, Alexandra? Da. Ce ieșeam, nu ieșeam joi, vineri, sâmbătă. Deci ieșeam joi, vineri, sâmbătă în oraș, petreceam, beam, n-aveam nicio treabă și acum... Câte la noi. Câte la noi. Una e... Așa? Una e ruptă în gură. Da, nu, foarte fain, chiar foarte fain. Suntem aici la Canem. Am mâncat o supă cremă de conopită, făcută de șef Alexandru Iacob. Cred că îl știți, iubitul sunt Diana Iacob, blogăriță. Dacă nu știți, ar trebui să-l urmăriți și pe el, ar trebui să-l urmăriți și Canepistro. Și ar trebui să-l urmăriți și pe Sânziana, că e super tare.
are o energie foarte, foarte pozitivă și e berbeacă ca mine. Tocmai am văzut un raft foarte drăguț aici la Cane și vreau să știu de unde e, o să-l întreb pe Alex, poate poate afle pentru mine. Și deși când am auzit supă cremă de conopidă și eu și Alexandra eram gen ce? Hai, mănâncă acolo, hai, bag, hai. Așa? Să știți că a fost super delicioasă. Chiar a fost super, super delicioasă. Și acum evident cafeluța de rigoare. Și după aceea, cum v-am zis, ne vedem cu Alexandru al meu și facem poze de ținută. We'll be right back.